Salutare, salutare! Am decis să țin acest live în care să răspund la întrebarea de ce te-ai transformat în cerșetor de iubire și atenție din partea altora și urmează să-ți răspund la această întrebare. Spune-mi într-un comentariu de unde mă urmărești, dacă mă vezi și dacă mă auzi bine și imediat o să-ți răspund la această întrebare. Mai întâi spune-mi dacă mă vezi și dacă mă auzi și de unde mă urmărești. Bun. Hai să vedem dacă văd comentariile. Salut, Laurențiu. Încerc să dau live și de pe pagină și aștept să se mai adune câțiva oameni de pe pagina mea de Facebook, de unde încerc să transmit acest live. Cum ți se pare, cum vi se pare acest subiect pe care l-am ales? Vreau să discutăm despre ideea asta cu a cerși iubirea din partea altora, pentru că mi se pare foarte important să ne dăm seama când suntem cerșetori de iubire și de atenție pentru a ne opri să mai suferim din acest motiv, da? Și să ne recuperăm puterea înapoi. Să ne luăm puterea înapoi. Bun. Imediat intră live-ul și pe pagină și pe Instagram. Și între timp să-mi spuneți de unde mă urmăriți și ce vârstă aveți. Și o să pun aceeași întrebare imediat și pe Instagram. Salutare, salutare și Facebook, salutare și Instagram. Mi-am propus să fac o nouă întâlnire live cu voi. Este și comunitatea de pe YouTube cu noi, este și lumea faină de pe Facebook și de pe Instagram. Salutare Cristina, salutare tuturor. Deci spuneam că vreau să discutăm un pic, am primit foarte multe întrebări în ultimul timp legate de durerea asta a noastră a tuturor și anume că deseori picăm în capcana asta de a fi cerșetori de iubire și de atenție din partea altora și sunt curioasă dacă și voi v-ați regăsit în acest scenariu și bineînțeles, o să vorbim despre soluții, o să vorbim despre cauză, o să vorbim despre motivul pentru care ne transformăm în cerșetori de iubire și de atenție, pentru a ne putea lua puterea înapoi, pentru a conștientiza, în primul rând, motivele pentru care facem asta, da? Cauza și, bineînțeles, să trecem și la acțiune. Deci să-mi spuneți de unde mă vedeți și de unde mă auziți, să-mi lăsați în comentarii, m-ar ajuta foarte mult să știu cu cine vorbesc, să spuneți și voi salutare celorlalți colegi care ne urmăresc și între timp dați-mi 2 secunde până îmi lăsați voi în comentariu de unde mă vedeți, de unde mă auziți și de ce nu, ce vârstă aveți, să povestim după, să intrăm și în conținut. Să vedem dacă s-a postat live-ul și în grup, perfect. Bun, deci spuneam că ok, Cluj-Napoca, văd că îmi spunea cineva pe Instagram, super tare. Cum vi se pare subiectul ăsta? Voi ați simțit vreodată că sunteți cerșetori de iubire și de atenție din partea altora? Uite, cineva din UK, salutare, salutare dragilor! Deci lăsați-mi în comentarii, cei care mă vedeți, live-urile astea eu le țin spontan. Vreau să văd și cine este conectat aici cu mine, cine e prezent, cine e pe fază, așa că mă bucur când pot așa să atac un subiect împreună cu voi și să-i dăm de cap și să pentru care ne punem în aceste situații și suferim atât de mult, ne regăsim în acest joc, da, în care deseori poate ne transformăm în cerșetori de iubire și de atenție. Și inspirația mea a pornit de la câteva mesaje pe care spuneam că le-am primit. Între timp să vă mai salut și eu pe aici. Nu o să stăm foarte mult, cam 15 minute, maxim jumătate de oră, pentru că diseară mai am un webinar live în grupul de mastermind de la Traume. Este grupul colegilor care au terminat cursul Vindecă-ți traumele și au continuat călătoria cu noi în mastermind. Și acolo vorbim despre alt subiect interesant, traumele intrauterine, poate o să-l aduc și aici cu voi, dar între timp lăsați-mi în comentarii de unde mă vedeți și de unde mă auziți și ce vârstă aveți. Bun, Ana Maria, 24 de ani din Brașov, Cristina din București, Laura din Torino, super fain. Ok,
Hai să vedem dacă vreodată ați simțit și voi durerea asta, ați simțit și voi că ați intrat în rolul ăsta de cercetător de iubire, dacă ați simțit că ați devenit poate anxioși în a lupta pentru iubirea celorlalți, în a căuta validarea lor, în a simți durerea atunci când nu o primiți, da? Se cască acel gol interior. Și nu știm de unde vine golul ăsta interior și bineînțeles că suferim foarte mult pentru că nu înțelegem de ce ni se întâmplă ceea ce ni se întâmplă și atunci intrăm într-o stare soră cu disperarea. Că nu știm ce să facem, da? Nu știm de ce ne simțim atât de lipsiți de putere și chiar un mesaj pe care l-am primit și mi-a plăcut foarte mult descria exact asta. Spunea, era o doamnă care fusese și la live-ul anterior în care eu am vorbit despre rănile copilului interior și la această întâlnire live pe care o găsiți pe pagina mea de Facebook, spunea doamna respectivă că a înțeles că totul pornește de la niște răni, dar totuși o doare foarte tare când vede că cerșește iubirea partenerului și nu înțelege de ce face asta. Și în primul rând vreau să spargem gheața cu o idee la care poate nu te-ai gândit. Dacă ceri iubirea, înseamnă că nu o ai. Dacă ceri respectul, înseamnă că nu îl ai. Dacă ceri aprecierea, înseamnă că nu o ai. Dacă ceri validarea, înseamnă că nu o ai. Dacă ceri bani, înseamnă că poate nu ai cât vrei tu. Dacă ceri control, înseamnă că nu îl ai. Dacă ceri orice, absolut orice, da? Vreau mai multă pace interioară, vreau mai multă iubire, vreau mai mult confort, vreau mai multă înțelegere, vreau mai multă validare, cum spuneam, vreau respect. Înseamnă că nu le ai. Bun, acum întrebarea este de la cine nu le ai, da? Că poate îți vine instinctiv să te gândești, da, păi nu le am de la ceilalți. Nu le am de la partenerul meu cu care sunt, să zicem, de 10 ani. Nu le am, nu am iubirea de la partener, parteneră, nu am respectul, nu am succesul, nu am, da? Bun. Și asta ce face? Te poziționează într-o postură, într-un rol în care tu aștepți de la celălalt. Mai concret de atât, pui puterea ta și cheia fericirii tale în mâinile altuia. Și ți-a adus vreodată până acum această strategie, ți-a adus lucrurile pe care le doreai? Deci nu vă puteți da seama de câte ori mă întâlnesc cu oameni care suferă din cauza că simt ei că le lipsesc lucruri, da? Cum spuneam, mă doare că nu sunt ascultată, nu sunt văzută, nu sunt iubită, nu sunt validată sau la fel, nu mă simt respectat, nu mă simt înțeles, nu mă simt apreciat, nu mă simt iubit, da? Bun. Și atunci întrebarea este cine ne face de fapt asta? Cine ne face nouă de fapt acest rău, da? Cine ne provoacă de fapt nouă această suferință? Cine este marele vinovat sau dacă vrei marele responsabil? Pentru că este o diferență între vină și responsabilitate. Dar foarte important este așa, că nu este neapărat vina ta pentru ce atragi, deși și asta este o discuție, pentru că atragem oameni și întâmplări, situații, da? Pe măsura nivelului nostru de evoluție, vei avea provocări, vei avea probleme, da? Provocări, să le spunem, pe măsura nivelului tău de evoluție. Dacă ești cumva la un nivel începător de evoluție și te lupți cu nevoile acelea de bază, da? Nevoile de supraviețuire, vei avea provocări din zona aceea. Dacă începi să crești pe scara evoluției și să vrei lucruri din ora de alegere mai profundă a vieții tale, a scopului, a sensului, vei avea provocări de nivel mai înalt. Deci problemele nu se vor termina niciodată, doar dorește-ți să ai probleme mai bune. Și e foarte important să te uiți la ce probleme ai în viața ta ca să-ți dai seama de nivelul la care ești și să-ți dorești să ai probleme mai bune. Probleme care să te provoace în sens mai bun. Da? Probleme are și un cercetător de pe stradă, probleme are și un milionar, dar altfel de probleme. Probleme are și un om care este singur și un om care este în relație, dar diferă genul de probleme. Da? Cum vi se pare? Are sens ce vă spun până acum? Sau este vreo neclaritate? Dacă aveți neclarități, vă rog să mi le lăsați aici în comentarii, întrebările voastre și o să încerc să răspund pe măsură ce navigăm în subiect. Sper să aibă sens pentru voi, pentru că fac live-urile astea ca să vă
Răspund la întrebările pe care le-am tot primit în ultima perioadă și care vin din sfera asta de sănătate emoțională și mi-am dat seama că, așa cum spuneam, una dintre cele mai mari probleme ale noastre este faptul că cumva căutăm să primim în relațiile cu ceilalți, că sunt relații de cuplu, că sunt relații sociale, ceea ce simțim noi că ne lipsește. În primul rând, este nevoie să discutăm despre ideea asta, cultura lui nu sunt destul. Nu ni se pare că suntem demni de a ne accepta pe noi așa cum suntem, da? Aș vrea să am părul mai nu știu cum, aș vrea să am, nu știu, hainele mele să fie nu știu cum, să vorbesc într-un anume fel, să am cercul meu de prieteni să fie într-un anume fel, să am X urmăritori, să am X sumă de bani. Nu sunt bun decât când am ajuns la. Și asta este o luptă interioară care se dă și care duce la neacceptare. Și pe lângă asta, marea problemă cu acerea altora înseamnă că nu ai, dar nu ai de la ceilalți, nu ai de la tine. Și v-aș saluta din nou pe cei care v-ați alăturat un pic mai târziu. Deci subiectul discuției este de ce te-ai transformat în cerșetor de iubire și de atenție și vă rog să-mi lăsați și în comentariu cum vi se pare acest subiect, dacă este sau nu relevant pentru voi, puteți să-mi răspundeți cu da sau nu. Și cei care ați venit mai târziu la acest live, să-mi spuneți de unde mă vedeți și mă auziți și ce vârstă aveți și dacă v-ați confruntat cu provocările astea în viața voastră. Pentru că vreau să știu dacă este relevant pentru voi și dacă să continui să fac aceste videouri live sau nu. Deci dacă e relevant pentru voi ideea asta de suferință în relații, că nu primim suficient din ce ne-am dorit. Și apoi imediat intrăm și în subiect, în cauză, da? Să ne uităm la cauză. În primul rând, așa cum voi știți, până îmi lăsați aici în comentariu, eu vorbesc foarte mult despre vindecarea traumelor din copilărie și despre iubirea de sine. Și aceste subiecte sunt foarte bine legate între ele, sunt interconectate și legătura este așa. Dacă le ceri celorlalți, înseamnă că nu ai, în primul rând, tu față de tine însuți. Uită-te la absolut toate lucrurile pe care tu le ceri celorlalți. Uită-te la, poate, iubirea pe care o aștepți, la grija pe care o aștepți, la atenția pe care o aștepți, la, nu știu, absolut orice pui tu atenția în afară, spre partener, spre colegi, spre șef, spre, nu știu, orice ceri tu din afară și o să descoperi un mare adevăr. Și anume că tu nu îți oferi aceste lucruri sau nu știai că de fapt poți să satisfaci aceste nevoi, că poți să îți oferi majoritatea din aceste nevoi să îți umpli chiar tu acest rezervor. Și de aici vine principala durere. Și eu imediat intru și mai profund în explicație. Momentan să citesc un pic ce mi-ați scris pe aici. Dorina zice, este un subiect super, eu mă regăsesc 100%, mă bucur, Dorina, și îți mulțumesc pentru intervenția ta. Simona, mereu am fost cercetoare de iubire fără să-mi dau seama, la 26 de ani am aflat și eu despre iubirea de sine de la tine, mulțumesc. Simona, și eu mulțumesc. Petrișor, te salut și pe tine, o salut și pe Eli, vă salut și pe voi cei de pe Instagram, uite și pe YouTube, este lumea activă, mă bucur foarte mult. Deci lăsați-mi în comentariu în ce măsură, sau v-aș întreba altceva, care este lucru pe care tu îl ceri cel mai mult altora? Hai să vedem așa, să facem așa ca o scanare. Deci ce simți tu că nu ai? Hai să vedem cum stăm aici. Deci ce ceri celorlalți de obicei? Ce ai nevoie? Ce simți tu că îți lipsește de la partener, de la prieten, de la, da? Și aștept întrebările voastre. Cineva pe Instagram zice validarea. Ok. Hai să vedem. Facebook, voi ce părere aveți? Ce simțiți că lipsește? Atenția, încurajarea, validarea. Super, comunicare și atenție la nevoi. Atenție, iubire, afecțiune, încredere și validare. Ok. Atenție, iubire, respect, zice Corina.
Laurențiu, zice, eu aș avea nevoie de o parteneră. Ioana zice că o interesează subiectul. Ioana, mulțumesc și mă bucur. Să empatizeze cu mine, să mă vadă, să mă prioritizeze. Cosmin zice, m-ai nimerit la fix. Mă bucur, Cosmin. Vlad zice, bani. Ok. Ana Maria zice, iubire. Haideți și restul să-mi lăsați în comentarii ca să-mi dau seama cum o cadrez ca să vă ajute mai clar pe voi. Încrederea în sine, determinarea, atenție. Nu este absolut nicio problemă. După cum vedeți, toți ne dorim lucruri de la alți oameni. Și asta are legătură cu așteptările pe care le setăm din partea celorlalți. Și este interesant pentru că de multe ori punem puterea noastră și responsabilitatea fericirii noastre și cheia fericirii noastre în buzunarul altcuiva. Da? Atenția, compasiunea, zice Paula. Mulțumesc. În continuare, puteți să-mi spuneți aici gândurile voastre și ce simțiți voi că vă lipsește, unde-i durerea cea mai mare, pentru că, după cum vedeți, nu este nimic în neregulă cu voi, nu sunteți greșiți, da? Nu este o problemă pe care voi o aveți, este doar o nevoie de schimbare de perspectivă. Cum și în ce fel este nevoie să schimbăm perspectiva? În primul rând, toate lucrurile pe care tu le ceri de la altul sunt lucruri pe care, dacă stai să te gândești, tu nu ți le acorzi ție. Câtă atenție, hai să vă întreb altfel, din ceea ce ați cerut fiecare, da, ce spuneți că vă doriți, atenție, câtă atenție îți dai tu ție? Câtă încredere simți tu că ai în tine? Câtă iubire simți că ți acorzi? Câtă grijă simți că ai față de tine însuți? Cât de bine te descurci să îți oferi ție ceea ce ai nevoie, da? Adică să spui altora nu și ție da. Deci cum stați în a vă oferi acel lucru care simțiți voi că vă lipsește? Și aștept răspunsul la această întrebare ca să mergem și mai adânc. Deci lăsați-mi în comentariu să știu cum stați cu asta. Deci, care este măsura în care voi vă asumați responsabilitatea și vă implicați pentru a vă oferi ceea ce simțiți că nu vă dau alții? Pentru că așa observi un lucru foarte important pe care o să vă ajut să-l descoperiți acum și o să-l descoperim acum împreună, legat de voi și de relația cu voi înșivă. Dorina zice, am impresia că nu sunt înțeleasă sau că nu sunt ajutată așa cum aș vrea eu. Ok, de câte ori ai o problemă, ai o durere, ai o lipsă, uită-te în ce măsură te-ai implicat tu însuți în viața ta să-ți satisfaci acea nevoie, să satisfaci acea problemă, acea lipsă. Da? Cât de mult stai cu tine să te asculți? Cât de multă grijă ai față de tine? Cât de multă încredere îți acorzi tu ție? Cât de mult te implici tu în starea ta de bine? Ca să ajungem, de fapt, la o altă idee, care e relația ta cu tine însuți, da? Cineva zice, nu-mi ofer absolut deloc, mă centrez strict pe nevoile celuilalt, chiar dacă sunt contrare nevoilor mele. Mă bucur că ai spus asta, Cosamână, probabil Cosmin sau Cosmina, mulțumesc. Aștept și de la voi, cei de pe Facebook și de pe YouTube, să-mi spuneți în ce măsură voi vă implicați și vă asumați responsabilitatea pentru a lucra să vă satisfaceți aceste nevoi sau puneți pe ceilalți responsabilitatea și automat puterea că nu vă oferă, pentru că așa rămâi. Laura, pentru ceilalți dau din plin, pentru mine mai nimic. Am început să stau mai mult cu mine, zice Paula. Să mă înțeleg, să mă descoper. Paula, cred că ești din cursul iubirea de sine, dacă nu mă înșel. Și atunci, clar, s-a lucrat acolo și s-au mai așezat lucrurile. Mereu suntem în proces, dragilor, dar e foarte important să ne uităm pe ce loc ești în viața ta. Și asta este a doua întrebare pe care, a doua. Este a patra, probabil, întrebare pe care te invit să o iei în calcul și, bineînțeles, să-mi răspunzi. Pe ce loc ești în inima și în viața ta în acest moment? Pentru că am înțeles, da? Ceri iubirea din afară, ceri ascultare din afară, te doare că ceilalți nu te înțeleg, că nu te respectă, da?
Am înțeles, sper că ai înțeles deja că dacă cer un lucru, înseamnă că nu îl ai. Dacă îmi doresc ceva, înseamnă că nu este acolo, dacă nu îl am. Sau că simt că nu îl am. Îmi place că cei de pe Instagram sunt foarte activi în comentarii și m-ar ajuta și cei de pe Facebook să-mi spuneți mai multe despre voi și despre cum are sens pentru voi ceea ce vă întreb, da? Deci, pe ce loc ești în inima ta? La momentul actual. Pe primul loc sau pe ultimul loc sau pe locul 2 sau pe locul 10? Pentru că în funcție de locul pe care tu ești în inima ta, așa arată viața ta. Problema cu a-i pune pe alții pe locul 1 în viața ta este că îi înveți că tu vii pe locul 2. Cineva, Dorin, zice categoric nu pe primul. Mulțumesc, Dorin. Dorina, pe ultimul loc, zice Dorina. Tot timpul mă gândesc la alții mai întâi. Ceva mă întreabă dacă acest video va fi disponibil pe canalul tău de YouTube. Acest video este chiar acum live și pe YouTube și mă gândesc să-l las, să văd dacă se salvează. Este prima dată când țin live pe YouTube, dar mă gândesc să-l salvez și sper să se poată, cred că se poate. Și va rămâne și pe pagina mea de Facebook, Roxana Borz, deci îl puteți găsi acolo și în comunitatea Vindecă Traumele din Copilărie. Este un grup gratuit pe care eu l-am creat pentru oamenii pasionați, interesați de subiectul vindecarea traumelor și acolo postez tot felul de materiale, de articole interesante, relevante pentru voi. Dar foarte mult o să ne găsim în aceste live-uri, pentru că o să tot țin și m-ar ajuta să îmi spuneți acolo la postarea mea de pe pagina de Facebook oficială Roxana Borz. Am postat o întrebare despre ce subiecte vreți să abordez, unde simțiți voi că doare mai tare, unde simțiți că arde și chiar vă invit și acum, dacă tot am ajuns la paranteza asta, să-mi scrieți în comentarii poate și alte lucruri pe care voi ați vrea să le abordez. Foarte mult live-ul ăsta are această temă, de ce ne transformăm în cerșetori de iubire și de atenție din partea altora și ce facem în sensul ăsta, pentru că în ultimul timp toate răspunsurile și toate ideile care mi-au venit prin mesaje și în comentarii au fost că să vorbesc despre asta. Și așa că iată-mă aici, discutând cu voi despre asta. Deci, ce alte subiecte ați vrea să mai abordez? Să-mi spuneți aici în comentarii pentru că o să țin cont de ele și o să, poate chiar ideea ta și întrebarea ta va fi subiectul următorului live. Și între timp, hai să vedem cum stați cu locul din viața voastră. Marina, pe primul loc în momentul de față, după multă muncă, Marina, este foarte interesant și sunt curioasă cum ai reușit, care a fost procesul tău prin care ai trecut ca să reușești să te pui pe primul loc în viața ta. Cineva zice că sindromul impostorului. Sindromul impostorului înseamnă că tu simți, ca să lămurim și pentru ceilalți care ne urmăresc, că nu simți că ești autentic, nu simți că ești aliniat, ce faci, ce spui, cine ești, da? Simți că este o discrepanță, că lucrurile nu se leagă și atunci simți că ești fals. Ăsta e sindromul impostorului, care vine dintr-o neîncredere în tine însuți și dintr-o necunoaștere a valorilor de sine, care să te facă să acționezi în concordanță cu cine ești tu și cu lucrurile pe care tu pui valoare. Gheorghe zice, am înțeles, atât timp cât nu există atracție, nu are rost să sper că pot fi împreună cu ființa dragă. Sentimentul trebuie să fie reciproc. Dar cu iubirea nimănui, fiecare au alte priorități și alte criterii după care aleg, dar asta nu înseamnă că trebuie să o luăm personal. Și uite că are legătură cu ceea ce vreau să discutăm, și anume de ce cerșim. Cerșim pentru că noi nu ne dăm nouă. Dacă nu ai iubire în viața ta, este pentru că, în primul rând, nu o ai față de tine însuți. Dacă nu ai grijă în viața ta de la ceilalți față de tine, înseamnă că, în primul rând, nu ți-o acorzi tu. Dacă nu te respectă oamenii din jurul tău, înseamnă că nu ai respectul, dar de la cine nu îl ai, nu îl ai de la tine. Da?
Mai îmi spune cineva să salvez live-ul. Sigur, live-ul o să rămână și pe pagina de Instagram și pe pagina mea de Facebook și în comunitate și încerc și pe canalul de YouTube să-l salvez. Cred că va rămâne. Deci nu vă faceți griji de asta, dar haideți să vorbim aici, să vedem cum stați la asta, da? Ați simțit, v-ați gândit vreodată la asta? Că, de fapt, tot ce cere altora este, de fapt, ceea ce nu îți dai tu ție? Deci tot ceea ce eu cer altuia este un semn mare de alarmă. Uite ce-mi lipsea. Dar uite ce-mi lipsea în relația cu mine însumi. Nu uite ce-mi lipsea de la partenerul meu, de la colegii mei, de la prietenii mei. Sigur că oamenii care sunt în jurul tău sunt aleși de tine și bineînțeles că ți-ai format poate o imagine ideală a relației voastre și bineînțeles că ți-ai dorit de la acești oameni niște lucruri și ai așteptări din partea lor, da? E cumva normal. Dar ce facem când așteptările noastre de la alții sunt mai sus decât așteptările noastre de la noi înșine și nu într-un mod sănătos, ci într-un mod de a delega responsabilitatea fericirii tale pe altul? Adică, foarte mulți oameni din rană, din traumă, și-au format o poveste despre ei, că nu merită, că nu sunt suficienți de buni, că au nevoie să fie salvați, că ei nu valorează mare lucru decât dacă și au valoarea din ce face Xulescu, validarea din ce spune altul. Dar ce faci când acel om nu poate sau nu vrea sau are alte priorități și nu poate să-ți umple ție acest rezervor, nu poate să îți satisfacă ție nevoia ta de iubire, de validare, de atenție și așa mai departe? Ce faci? Rămâi cu bateriile golite? Păi nu. Acest moment, momentul ăsta în care voi mă vedeți acum pe mine, lasă să fie ăsta momentul în care îți iei puterea înapoi, dragul meu, draga mea, cei care mă urmăriți. Lasă să fie ăsta momentul în care decizi, wow, ăsta e un semn că nu prea mi-am asumat responsabilitatea pentru viața mea și am cam lăsat pe alții să fie responsabili. Care e problema cu a pune responsabilitatea fericirii tale în mâinile altuia? Problema este că nimeni nu s-a născut pe pământ complet echipat să bifeze nevoile, toate nevoile tale. Pentru că, în primul rând, nu știm să le comunicăm sau ne e frică. În al doilea rând, oricât de mult ar încerca cineva să umple un gol interior, nu va fi niciodată suficient pentru că golul ăla nu se umple din afară. E ca și cum torni într-o gaură neagră din univers, torni materie. Materia aia e ca un sac fără fund. Oricât ar pune cineva acolo, nu va fi suficient pentru tine până nu faci pace tu cu tine în interior. Până nu te iubești tu pe tine. Până nu-ți dai tu ție. Deci de câte ori cași gura să ceri altuia, să reproșezi altuia, să-l pui la zid că nu faci pentru mine, că nu-ți pasă, că nu știu ce, oprește-te și uită-te ce faci tu pentru tine din aceste lucruri. Câtă iubire îți acorzi tu ție, câtă grijă îți acorzi tu ție, câtă atenție îți acorzi tu ție, pe ce loc te pui tu în inima ta și în viața ta. Și întrebarea e în continuare deschisă, deci întrebarea e în continuare deschisă să răspundeți la ea și vreau să-mi spuneți cum vi se pare până acum ce am discutat. Hai să vedem. Între timp văd că mi-ați mai dat și niște idei de subiecte. Ce facem dacă persoana căreia i-am cerut iertare nu ne iartă? E un alt subiect ăsta cu iertarea. Foarte bună întrebarea și o să răspund într-un alt live despre ideea de iertare. Cineva zice, Roxana, ai spus o bună întrebare, nu știu ce să răspund, m-a surprins întrebarea aceasta. Mă voi gândi? Nu mi-am pus niciodată această întrebare, pe ce loc mă aflu eu în propria viață. Da, este o întrebare care poate să-ți schimbe viața, să-ți dai seama că tot ceea ce faci ca să câștigi iubirea din afară, însă, da? Vreau mai mult, muncesc foarte mult, să zicem, da? Muncesc foarte mult, muncesc, 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 muncesc până la epuizare. Și dacă stau să mă întreb, ok, dar de ce muncesc, de ce sunt în goana asta? Păi poate că la un moment dat, o parte din tine și-a spus, dacă nu mă iubesc părinții mei, cei din jurul meu, măcar să-i fac să aibă nevoie de mine, pe adulții din jurul meu. Și atunci muncești, devii workaholic ca să câștigi această validare, ca să fii iubit.
ca să nu mori, da? Adică la bază este o frică de moarte și o nevoie de a fi iubit ca să te simți în siguranță. Și problema este că tu poți să te faci pe tine să te simți iubit mai repede decât să aștepți pe calea grea să aștepți să-ți umple alții acest rezervor, da? Să aștepți să vină altul să te iubească, să vină altul să spună cât de minunat ești, cât de frumos ești, cât de deștept ești, cât de capabil ești. Da, e drăguț să vină și alții. E foarte frumos să primești lucruri frumoase și cuvinte frumoase și o atitudine plăcută de la oamenii din jur. Dar ce crezi? Cu cât vei fi într-o zonă din asta de scarcity și de disperare și de lipsă și cu mâna întinsă, te rog, iubește-mă, te rog, dă-mi, cu atât va fi mai greu ca oamenii să te respecte, să te aprecieze și să vină către tine, pentru că nimeni nu vrea să fie centrul universului cuiva. E o povară prea mare, e o responsabilitate prea mare. Are sens pentru voi ce zic sau nu are sens și recadrăm? Ok, și pe YouTube văd că sunteți aici activi și mi-ați lăsat comentarii și mulțumesc. Deci mă bucur că vi se pare interesant, uite, zice Corina, interesant și util totul, mulțumesc. Mulțumesc și eu, Corina, și mă bucur. Bun, dragilor, păi are sens, deci v-ați simțit vreodată cerșetor de iubire și de atenție, ca să reiau întrebarea inițială? Din partea altora, a stat așa, dă-mi, fă-mi? Da? Mișa zice ce m-am regăsit în aceste cuvinte, mă bucur, Mișa, sper să te ajute și să vă fie de bine tuturor și să vă producă schimbarea asta, pentru că punând cheia fericirii tale în mâinile altuia, îi pui și responsabilitatea fericirii tale și nu poate nimeni să te facă pe tine fericit. Nimeni nu s-a născut să te facă pe tine fericit și, în primul rând, se simte asta ca o zonă de scarcity și de victimizare și nimănui nu-i plac victimele. Ne plac oamenii care și iau puterea înapoi, ne plac oamenii verticali, ne plac oamenii centrați în ei înșiși, ne plac oamenii care lucrează la ei, ne plac oamenii care sunt maturi emoțional, care lucrează la inteligența emoțională, care lucrează la empatie, care lucrează la iubirea de sine, care știi că pot să fie pe picioarele lor dacă tu pleci, pentru că nu vrei să fii responsabil nici de fericirea, nici de nefericirea cuiva, nu vrei ca tu odată ce ai plecat cealaltă persoană să fie distrusă, pentru că este dureros, da, și neplăcut să fii tu the bad guy sau the bad girl. Vrei să știi că ai lângă tine un om care este, în primul rând, el responsabilul de fericirea sa și tu de a ta și veniți împreună și sunteți bine amândoi și evoluați. Nu intrați în relații doar din lipsă și din scarcity, da, din nevoie. Vreau să nu mă mai simt singur, vreau să mă iubească și pe mine cineva, vreau să aibă cineva grijă de mine, vreau să mă facă cineva să mă simt fain, vreau să mă simt mai bine cu mine însumi, așa că uite, mi-au un partener care să mă facă să și durează un pic și după care îți dai seama că golul interior este încă acolo. Asta e problema. Uite, mi-ați mai lăsat pe aici comentarii pe Facebook, mulțumim, mulțumesc și eu. Cineva, uite, Dorina zice, noi de mici am fost învățați de rușine, de ceea ce o să zică lumea. Da, rușinea e un alt subiect pe care este nevoie să-l abordăm separat, că este extrem de blocantă și de corozivă și ar fi prea, prea, prea scurt timpul să abordăm rușinea aici. Cineva zice, cred că suntem învățați ca alții trebuie să ne ofere anumite lucruri și e mai ușor să avem așteptări de la alții decât de la noi. Da, deci nu te rănește ceea ce fac alții, te rănești. Te rănesc sau te rănește ceea ce aștepți tu de la ei. Deci te rănesc așteptările tale de la alții. O să reiau. Nu te rănesc lucrurile pe care ei le fac. Te rănesc așteptările tale vis-a-vis de aceste persoane. Pentru că tu poate ai așteptările foarte sus să vină această persoană să-mi ofere, să vină această persoană să mă facă să mă simt nu știu cum. Deci, poate bazați la a pune responsabilitatea pentru fericirea voastră în buzunarul altcuiva și luați-vă puterea înapoi, dragilor. Și asta se face întorcând atenția. Da? Cum întoarcem atenția? Cum pun focusul de pe celălalt pe mine? Pentru că mulți dintre cei cu care am vorbit
erau și într-o zonă din asta în care îmi spuneau, nu mă pot gândi la altceva, nu mă pot gândi decât că mă înșală, nu mă pot gândi decât că dacă nu pot să am încredere, m-am dus, l-am urmărit sau am urmărit-o, mă obsedează gândul, ce o să fac dacă mă părăsește, da? Asta e o altă frică, frica de a nu fi părăsiți. V-ați confruntat și voi cu asta? Hai să vă întreb altfel. Când te gândești la relațiile tale, am întrebat și pe cei din live-ul de acum câteva zile și vă întreb și pe voi, când te gândești la relațiile tale cu alți oameni, care este cea mai mare frică pe care tu o simți? Bianca, m-am regăsit în tot ceea ce spui, mă bucur, Bianca, adică mă bucur că e relevant pentru tine și e bine că ai conștientizat. Deci, noi suntem aici, în primul rând, nu ca să vă simțiți prost că sunteți în punctul în care sunteți fiecare, ci ca să puneți lumina. Dacă nu ești conștient și nu te trezești, e ca și cum ești băgat într-un sac și cineva îți scară pumni, dar tu nu știi ce te lovește și de unde. Și nu poți nici să te deblochezi. Dar odată ce ai conștientizat, uite, eu fac asta și mă doare, pentru că, de fapt, stai că îmi lipsește asta. A, deci iubirea de sine. A, am niște traume nevindecate și caut în alții ceea ce îmi lipsește din interior. Bun. Hai să vedem frica voastră, cea mai mare frica voastră legată de relații. Vreau să-mi lăsați în comentarii și vă provoc să o faceți acum, ca să intrăm în subiect și asta va fi ultima discuție, după care închidem. Frica de respingere, frica de a nu fi părăsit, că nu mă vede în același fel, că poate nu simte la fel. Mergi mai adânc, pune întrebarea, ok, și ce? Ca să ajungi la frică. Și ce, nu, și ce dacă nu mă vede în același fel? Ce se poate întâmpla? Bun, deci care este frica? Vinovăția, că nu vor merge bine și vor eșua, așa și ce? Mergi mai departe. Și dacă vor eșua, ce? Vei rămâne singură? Ce se va întâmpla? Singur, scuză-mă, Dorin. Deci, care e frica din spatele? Îți vine instinctiv un răspuns, dar vezi că este o frică și mai ascunsă. Frica de a alege persoana nepotrivită, care dacă mergi mai adânc, Fabian, poate fi frica de greșeală. Ce dacă e persoana nepotrivită? Sau ce altă frică simți tu că e ok? Și ce dacă este persoana nepotrivită? Ce altă frică poate să fie în spate? Că de multe ori vorbim de perfecționism, da? Mi-e frică să nu cumva persoana pe care o să o aleg să fie o persoană nepotrivită, așa că nu mai aleg nimic și stau pe loc, stau blocat de frica asta și nu mai aleg nimic, da? Mă închid. Ce ar fi mai rău? Mai rău decât dacă ai fi singur. Bun, deci Dorina, ai ajuns foarte bine, ai ajuns la frica de singurătate. Asta e la bază. E foarte important să vedeți care este frica voastră, pentru că frica voastră este cea care vă blochează, dragilor. Aștept să-mi spuneți care este frica cea mai mare și o să vă zic așa. Deci, în primul rând, foarte important să conștientizați că frica asta vă blochează dacă o lăsați, da? Și în același timp să te uiți la rana ta. Vezi vreo legătură între frica ta și rana din copilărie? Poate fi chiar ceva ce s-a întâmplat acolo. Poate că ai fost abandonat în copilăria ta sau ai fost respins sau nu ai avut iubirea părinților tăi sau n-ai putut să ai încredere în ei sau, nu știu, simțeai că nevoile tale nu sunt prioritizate, nu contează. Este vreo legătură între felul cum a arătat copilăria ta și anumite experiențe dureroase de acolo, dacă ar fi să le conștientizezi acum, și frica ta ca adult? Da. Eu citesc și comentariile voastre de timp, deci vezi vreo legătură? E aceeași. Bun. Deci, în continuare, dacă observ că este legătură între trauma din copilărie și blocajul tău
da? În relații. Acolo este, de fapt, rana nevindecată. Poate veni o altă persoană, dacă ești norocos, bineînțeles, să întâlnești o persoană atât de evoluată spiritual, încât să țină spațiu și să știe cum să abordeze ființa ta cu tot cu rănile tale și să te accepte în totalitate așa imperfect cum ești și cum și eu sunt și toată lumea este, da? Este un mare plus și Doamne ajută și îți doresc să întâlnești sau să fii lângă o astfel de persoană care, așa cum se numește în psihologie, are un stil de atașament securizant, adică o persoană lângă care te simți în siguranță, o persoană care este ea însăși sigură pe ea, vindecată sau într-un proces avansat de vindecare, care poate să nu ia personal durerile tale, nevoile tale exagerate, fricile tale și să știe să le gestioneze cu succes, dar foarte mulți dintre noi avem noi răni nevindecate și nu știm să fim acel partener. Și atunci cele mai mari șanse sunt să ai lângă tine sau să atragi parteneri care te rănesc, care ți apasă exact pe rănile tale nevindecate și este acolo ca o bătălie, ca o luptă. E și cazul vostru? Ați simțit asta sau nu? Are sens pentru voi? Asta că atragem parteneri nu pe cât de frumoși și cât de deștepți sunt ei sau noi, ci pe rană? Da, ok. Deci, când atrageți partenerii voștri și vă uitați la relațiile voastre, vă dați seama că partenerul vă apasă rănile cele mai ascunse și le scoate la iveală sau nu s-a ajuns acolo sau nu a fost cazul? Pentru că s-ar. Bineînțeles că în relație se atrag exact, mai ales în relațiile în care se presupune că evoluăm cel mai mult. Atragem parteneri care au un stil de atașament complementar nou și o să vorbim altă dată despre stiluri de atașament, țin minte și o să-mi notez după, dar atragem parteneri care ne rănesc exact în felurile în care noi trebuie să aflăm despre noi, că avem nevoie să ne vindecăm. Are sens ce zic, deci o să reiau. Atragi parteneri care te rănesc exact în modul în care tu ai nevoie să fii rănit sau să ți se aducă la cunoștință unde sunt rănile ca să le vindeci. Deci dacă tu vezi că partenerul tău te abandonează, te respinge, te tratează cu răceală, simți că nu-i pasă sau nu știu, nu te iubește, da? În primul rând, acolo vorbim de o rană, da? Te uiți ce rană îmi arată partenerul meu. Ce rana mea îmi arată partenerul meu, pentru că mergi mai adânc și vezi, ok, cum pot eu să fac să-mi asum responsabilitatea vindecării mele? Cum pot eu să fac să mă preocup de a mă vindeca eu, deci nu celălalt, că poate și celălalt are rănile sale, că altfel n-am fi într-o relaționare, într-o relație tot timpul doi. Nu e unul. Chiar și când ești tu cu tine, chiar și când ești tu singur, ești într-o relație tu cu tine. Și am mai spus asta și o repet. Cineva zice, you don't attract what you want, you attract what you are. Nu atragi ceea ce vrei, atragi ceea ce ești, da? Și cumva așa este. Pe lângă asta mai se pune întrebarea, ok, atragi ce ai atras. Întrebarea este de ce menții? Și aici intervine iubirea de sine, pentru că de asta v-am întrebat pe ce loc sunteți în viața voastră și în continuare puteți să-mi răspundeți la întrebarea asta cei care nu ați făcut-o, pentru că ceea ce menții, ceea ce întreții în viața ta este o oglindă a relației cu tine însuți. Iar pentru iubirea de sine, ca să închid așa ideea, deci, în primul rând, cred că e clar, sau nu știu, sper să fie clar, faptul că ceea ce cerem altora și ceea ce îi certăm pe alții și reproșăm altora, da? Disperarea noastră, neîncrederea noastră, frica că vom fi părăsiți, gândurile obsesive, toate aceste măsuri pe care le orientăm în afară pentru a salva relația, pentru a proteja, pentru a educa, pentru a, nu știu, face tot felul de lucruri de consumator de energie și te uiți în direcția greșită. Direcția în care te invit să privești este din afară și acțiunile spre afară, spre înăuntru. Ok, fac toate lucrurile astea, de ce? Pentru că acolo e o frică. Ok, ce îmi spune frica mea? Păi spune că am o rană. Bun, dacă am o rană,
Ce pot să fac? Păi rana asta se vindecă numai dacă eu lucrez să mă vindec. Cum? Hai să învăț să mă iubesc. Hai să învăț despre un proces de vindecare. Hai să fac pas după pas după pas. Hai să învăț de la mentori. Hai să mă autoeduc. Deci, în loc să stai pe telefon, chiar lucram cu cineva unul la unul și îmi spunea că obsesiv se gândește că partenera îl va înșela la un moment dat cu un bărbat mai decât el. Dacă mergem mai adânc, de fapt, asta este o comparație, da? Tu te compari cu celălalt pentru că tu crezi oricum că nu ești suficient de bun și lipsește încrederea în tine însuși și stima de sine, deci ca să mă protejez de ideea de a fi părăsit, în primul rând, este nevoie să ajung la ideea că eu sunt suficient pentru mine, iar persoana aceea, dacă pleacă, este pierderea sa sau este alegerea sa și asta nu contează atât de mult. Și nu poți să intri într-o competiție niciodată cu altcineva, da? Mulți avem frica asta să nu pierdem iubirea, să nu se întâmple nu știu ce. Nu. Mereu va fi altcineva poate mai bun decât tine pe un anumit segment. Ideea este ce faci tu pentru tine ca tu să fii suficient de bun pentru tine. Ce faci tu ca tu să te accepti în ochii tăi, tu pentru tine să fii suficient de bun. Și aici intervine relația cu tine însuți, iubirea de sine. V-ați gândit la iubirea de sine? Ați auzit de conceptul ăsta? Și mai ales vreunii dintre voi ați reușit să aplicați iubirea de sine în viața voastră? Sau știți ce înseamnă iubirea de sine? Cum vă sună ideea asta cu iubirea de sine? Știu că am printre cei care mă urmăriți și colegi care au fost în curs iubirea de sine și lucrează și sunt în proces și au evoluat mult, dar am și oameni care poate sunt străini de conceptul ăsta și sincer eu când am auzit de iubirea de sine, salut Sorin, când am auzit de iubirea de sine, am fost așa sceptică, ok, cu ce se mai mănâncă și asta? Deci lăsați-mi un comentariu dacă ați auzit de iubirea de sine și dacă aplicați iubirea de sine în viața voastră sau vă sună SF puțin abstract așa. Deci oriceea ce vă sperie, dragilor, și oriceea ce vă face să vă temeți, da? Legat de ce fac alții, vestea bună este că tu poți să reiei controlul în momentul în care îți dai tu ție ceea ce aștepți de la alții. Am nevoie să fiu ascultat, ok, hai să stau 10 minute cu mine astăzi, să mă ascult, să văd cum sunt, să aduc niște respirații în corpul meu, să fac un exercițiu de recunoștință și să văd ce pot să fac pentru mine. Ce faceți? Uite, cei care, uite, unii spuneți că ați auzit, unii mai și aplicați. Pentru cei care nu ați aplicat, vă provoc să vă gândiți care este cel mai mic pas pe care îl poți face azi pentru tine ca să fii mai bine decât ieri. Deci cei care nu ați aplicat și să-mi spuneți aici în comentarii, care crezi că este cel mai mic pas pe care îl poți face pentru tine să fii astăzi mai bine decât ai fost ieri? Bazat, bineînțeles, pe ce nevoie ai tu, ce simți tu că ai nevoie azi. Iar cei care ați început să aplicați, la fel, vă invit să vă gândiți ce poți să faci astăzi mai bine și mai implicat și, bineînțeles, să-mi povestiți un pic și poate ce ați făcut până acum. Bianca zice că de când a început să se iubească, totul s-a schimbat în bine. Foarte fain, Bianca. Mihai zice că iubirea de sine este cea mai importantă. Corect. Iubirea de sine nu înseamnă egoism, înseamnă doar onorarea ființei tale și un respect și o grijă față de tine. Deci aștept să-mi spuneți care este cel mai mic pas pe care azi îl poți face. Adică vreau să-ți iei ceva din acest video live, da? Sau cei care vedeți înregistrarea, totodată vă invit când o să vedeți înregistrarea, vă invit și pe voi să-mi lăsați în comentarii și să-mi spuneți același lucru și să-mi răspundeți la toate aceste întrebări pe care eu le-am pus de-a lungul acestui video. Să-mi spuneți ce faceți pentru voi sau ce puteți să faceți acum. Deci ai închis live-ul. Ok, ce simți tu că ai putea să faci 1% schimbare către a te iubi mai mult pe tine sau până acum. Deci care ar fi acest cel mai mic pas? Vedeți că și lucrăm, nu doar povestim. Asta este lucru. Practic te provoc să îți folosești energia și imaginația într-un sens care să te ajute.
conștientizare, analiza relațiilor în care suntem, da, e un pas foarte bun, crenguța. Și mai mult decât atât, ceva ce ține de acțiune. Ce poți să faci azi? Cineva zice să fiu blândă cu mine când îmi vine să mă critic. Foarte bun, foarte important. Laurențiu spune că i-a plăcut live-ul. Mulțumesc, Laurențiu. Haideți, dragilor, nu fiți timizi. Deci, un pas, cel mai mic pas pe care azi îl poți face. Să-mi dau timp cu mine. Foarte fain. Să iau o pauză. Foarte bun. Uite, vă spun ce o să fac eu acum după acest live. Urmează un live de la ora 18 în grupul de mastermind, dar acum o să-mi dau un timp în care să mă odihnesc un pic. Am lucrat de azi dimineață, am intrat și cu voi și la fel, am nevoie un pic de o pauză și foarte important să știm să ne dăm aceste pauze și să nu intrăm mereu într-o competiție. Deci, orice cere altuia, asta vreau să-ți iei din acest live și să-mi lași în comentariu, indiferent că vezi acum live-ul sau vezi apoi înregistrarea, cum ți se pare ideea asta? Deci, orice cere altuia, oprește-te din a mai trimite copilul interior la cerșit, da, acest copil interior rănit pe care îl porți în sine ta, oprește din a-l trimite la cerșit și gândește-te, ok, i-am cerut acestui om respect. Cât respect am eu față de mine? Ceea ce fac eu reflectă că am respect față de mine sau nu? Ceea ce fac eu reflectă că am avut grijă de mine sau nu? Și dacă am observat că nu, să nu mă supăr, ci să încep să aplic. De asta te provoc să-mi spui ce simți că poți să faci astăzi bazat pe nevoia ta, pe dorința ta, ca să nu mai cerșești de la alții. Pentru că dacă numai o să disperăm și o să ne uităm în afară și o să vrem să ne salveze celălalt și o să ne îngrijorăm, că o să pierdem iubirea și ce o să ne facem, nu o să devenim persoane centrate în sine, persoane echilibrate, persoane puternice emoțional, mature emoțional, care să aibă o fundație solidă, care nu se distruge la fiecare cutremur sau furtună, ci maxim se clatină. Cineva, Gorana, zice să înlocuiesc carbohidrații cu fructe. Super tare! Bianca zice că a început să-și acorde mai mult timp, foarte fain. Monica, să nu mă mai gândesc mereu cum să o ajut pe mama și să fac pentru mine ceva, foarte fain. Dar sigur, înainte de a fi bine pentru alții, fii bine pentru tine și așa o să poți să fii bine și pentru cei dragi. Când tu ai bateriile încărcate. Vă mai dau o provocare să căutați un borcan prin casă sau să vă duceți să vă cumpărați un borcan pe care să-l denumiți borcanul cu gânduri bune și în fiecare seară înainte de culcare sau dimineața când te trezești să îți pui un gând bun de recunoștință în acest borcan și până la finalul anului, cel puțin, să faci acest exercițiu. Eu l-am făcut aproape un an de zile. Îți promit că o să-mi scrii peste un an și o să-mi spui că ți-a schimbat viața dacă te ții de treabă de azi. Dar poate fac un video separat pe ideea de borcanul de recunoștință și explic acolo toată metoda. Este absolut magică. Bun, dragilor, spuneți-mi dacă v-a fost folositor acest live și lăsați-mi într-un cuvânt ideea asta, dacă v-a fost folositor acest material. Și eu o să revin și cu alte subiecte. Deci, într-un cuvânt, să-mi spuneți cum a fost acest webinar pentru voi, această întâlnire live și dacă v-a fost util sau nu. Cred că e un pic delay între comentarii. Până auziți voi webinarul, Monica zice clar. Da, mă bucur și sper să vă ajute aceste întâlniri. Totodată puteți să-mi continuați să-mi scrieți peste tot pe canale, pe pagina mea și pe YouTube și în comunitatea Vindecă Traumele din Copilărie, să-mi scrieți ce alte idei de subiecte ați vrea să abordez
Și bineînțeles că există și niște materiale gratuite pe care voi le puteți accesa, unul pe iubirea de sine și unul despre vindecarea traumelor din copilărie. Pe amândouă le găsiți în comunitatea Vindecă-ți Traumele. Sunt niște minicursuri cu lecții, 7-10 lecții gratuite, cu unelte, cu exerciții prin care să reușești să începi acest proces de vindecare, să începi acest proces de iubire de sine. Mă bucur mult de tot, uite, primesc niște mesaje foarte faine de la voi. Mă bucur, dragilor. Goran zice, ai un har de la Dumnezeu. Doamne ajută, așa simt și eu. Și să ne vedem cu bine curând. Ciao, ciao și o zi faină să aveți în continuare.